Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit! Cum vă spuneam de fiecare dată, omul bun este cel care trebuie să ne fie un reper și pe care trebuie să încercăm să-l imităm. În măsura în care putem, în măsura în care timpul ne permite, în măsura în care, eu știu, vrem acest lucru. Dar cred că toate acestea se pot organiza într-un fel sau altul. Cred că 5 minute de bunătate pe zi nu ne-ar strica nimănui, ci dimpotrivă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, încerc să înțeleg faptul că, de fapt să-l conștientizez, faptul că a fi buni cu ceilalți, de fapt, ne ajută pe noi înșine. Da? Este un atu extrem de important la care noi nu știm să facem apel, pe care nu știm să-l punem în practică. Așadar, apropo de bunătate, cred că ar trebui să ne aplecăm mai atent și asupra ideii de compasiune. Vedeți, o identificăm adesea cu conceptul de milă. Și eu însă îmi făceam acest lucru până când, gândindu-mă să împărtășesc cu dumneavoastră ideile mele despre compasiune, am consultat mai multe articole de pe internet. Îmi sunt mai la îndemână, ceea ce vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți. Ar trebui să mă fi dus și la cărți. Dar timpul, sau mai bine zis o scuză pe care o găsesc imediat, m-a oprit să fac acest lucru. Și, cum spuneam, am identificat ideea de compasiune cu cea de milă. Ori tocmai acestea nu sunt sinonime întru totul. Adică atunci când avem milă, cred că e cumva, impunem o anumită distanță. Noi privim cu milă, e foarte util, e foarte educativ, dar față de compasiune e un concept e un concept inferior. Da? Ai milă, privești cu milă pe celălalt, poate încerci să îl ajuți, dar la un moment dat te raportezi cu o notă de superioritate, cumva. Da? Ție nu ți se poate întâmpla. Celuilalt, din păcate, da. Și este extraordinar dacă încercăm să-l ajutăm, într-un fel sau altul. Dar, gândindu-ne la compasiune, cred că aceasta presupune o mai intensă participare alături de celălalt. Dacă vreți, chiar găsisem un autor care implica în discuție și termenul de empatie. Noi am mai discutat de empatie, adică acea situație în care, o vorbă spune, te pui în papucii celuilalt, te așezi în locul celuilalt. Foarte util, pentru că încercăm să nu judecăm o situație fără a o înțelege într-o anumită măsură. Pentru că este aproape imposibil să o înțelegem 100%. Dar încercăm. Da? Vedeți dumneavoastră, cred că în principiu noi oamenii, dacă acționăm astfel încât dorim, ne străduim, depunem eforturi și evităm pe cât de mult posibil să facem răul, cred că este un pas important din partea noastră și de ce nu am putea fi oarecum pe drumul bun, să spunem așa. Deci, încercând să fim și empatici și să avem și milă, ne apropiem destul de mult de ideea aceasta de compasiune, care presupune și
participare mult mai intensă. A fi alături de celălalt. Și știți, această, cum să spun, coparticipare duce inevitabil la dorința de a ajuta. Mila, poți să o împărtășești ca sentiment oarecum distant. Dar compasiunea ar fi bine să ne îndemne pe toți spre întrajutorare. Da? Vrem să fim lângă celălalt, vrem să-i împărtășim sau să-l ajutăm. De ce nu să împărtășim din experiența noastră, să îl ajutăm, să îl determinăm, să se ajute chiar pe sine în măsura în care se poate acest lucru. Pentru că întâlnim foarte multe cazuri de persoane, din păcate eu mă confrunt în ultimul timp cu diverse cunoștințe, diverse persoane care nu reușesc să se ajute pe sine. Intră așa într-un fel de, haideți să-i spunem, resemnare. Pentru că vreau să mă feresc, da, de maladia. Cred că aș numi o maladie a secolului nostru depresia. Vreau să mă feresc de acest termen și să-l îmbrățișez pe cel de resemnare profundă. Cum că nu prea avem ce să mai facem. Vedeți, ar trebui să urmărim și să cultivăm mai multe experiențe din acestea motivaționale. Puțin demodat sau acest termen sau puțin forțat, cel de motivațional, da? Comportamente motivaționale, eu știu, activități, diverse traininguri la care participăm și care au adesea atașat acest adjectiv de motivațional. De ce nu? Cred că ar trebui să discutăm și despre lucrul acesta. Și să încercăm să îl cultivăm, da? Față de cei care au anumite probleme și, din păcate, cred că există din ce în ce mai mulți. Și cred că fiecare dintre noi, într-un anumit moment și nu numai unul singur, am încercat astfel de sentimente oarecum negative, de resemnare și fără să beneficiem, din păcate, de un sprijin, de o compasiune a celor din jur. Iată de ce cred că trebuie să cultivăm și copiilor acest lucru, tinerilor, foarte important, pe care, din păcate, îi observăm ca fiind mai izolați, mai individualizați, dacă pot să spun așa, nu neapărat în sensul bun al acestui termen, cu dorința de a-și rezolva propriile probleme, fără a fi atent la cele ale altora. Și cred că aici, vă propun și dumneavoastră să vă gândiți la acest aspect, cred că aici intervine, din păcate, și relația excesivă cu gadgeturile, cu telefoanele în speță, care ne izolează. E un fenomen pe care îl constat și prin prisma meseriei de zi cu zi pe care o practic, și anume îndepărtarea în ultimul deceniu a tinerilor unii de alții. Socializează oarecum de formă. Dar iată de unde putem ajunge atunci când încercăm, de fapt, să discutăm despre compasiune și despre faptul că aș vrea să mai subliniez, dincolo de ideea aceasta de milă plus întrajutorare, și faptul că atunci când manifestăm compasiune, este un sentiment și un comportament
care ar putea să ne aducă și nouă înșine avantaje. Da? Noi putem să înțelegem, putem să realizăm cum treptat, empatizând și ajutându-i pe ceilalți, descoperim de fapt că ne putem ajuta și putem remedia din mers unele probleme și cu noi înșine. Pentru că nu realizăm, poate, uneori că avem anumite conflicte interioare, că trăim anumite neliniști până când nu ne oglindim în ochii celuilalt. Da, din nefericire facem din ce în ce mai rar acest exercițiu de a ne raporta și de a ne oglindi în celălalt. Aproape oricare ar fi. Și lucrul, oricare ar fi celălalt, mă refer. Și lucrul acesta nu are decât să ne aducă dezavantaje. Pentru că ne îndepărtăm. Așa cum spuneam, ne îndepărtăm. În ciuda disponibilității pe care o afișăm și la care ne îndeamnă societatea de astăzi, nu? Să fim flexibili, să fim disponibili, să fim deschiși și așa mai departe. Am mai discutat despre aceste aspecte. Numai că, vedeți dumneavoastră, cu scuzele de rigoare, mă voi repeta pentru că nu avem cum să analizăm un anumit concept. Nu avem cum să ne raportăm la o valoare fără a nu avea în vedere și ce se întâmplă în jurul nostru. Sau, mai bine spus, fără a nu ne raporta la altele. După cum încerc acum să analizez cu mai mult sau mai puțin succes ideea de compasiune și să înțeleg că să înțelegem împreună că nu putem să o facem izolată, ci să ne raportăm la milă, întrajutorare, empatie, dreptate, responsabilitate și așa mai departe. Cred că ar fi extraordinar pentru toți ca să le conștientizăm și de ce nu să ne rezervăm acele 5 minute seara de analiză sau în oricare parte a zilei dorim noi. Atunci când luăm o pauză din activitatea noastră, așa, și în loc să ne repezim imediat la telefon, așa cum fac și eu, dacă ne servim cafeaua, să ne așezăm pe hârtie niște gânduri sau pur și simplu să ne analizăm noi înșine activitățile, comportamentele, gesturile, fără apel la telefon. Spun aceasta încercând să mi-o asum și eu. Și iată că astfel de comportamente ne-ar ajuta să fim un pic mai empatici și să cultivăm mai multă compasiune. Știți, citeam într-un articol și despre autocompasiune și nu în ideea de a-ți plânge de milă. Chiar nici nu vreau să cultiv acest aspect, ci aceea în care, dacă te ajuți pe tine, poți să-i ajuți pe ceilalți. Sunt deficitară la acest aspect, chiar un tânăr, nu de mult, m-a mustrat oarecum, da? Că, spunându-mi că dacă nu mă ajut pe mine, cum aș putea să-i sprijin pe ceilalți? Cred că este valabil pentru mulți dintre noi. Și iată că ar trebui să începem cu propria persoană. Să înțelegem de ce nu aspectele pe care trebuie să le îmbunătățim, nu neapărat în ideea de milă, da? Și apoi să ne îndreptăm către ceilalți.
Sau, în timp ce îi avem în vedere și pe ceilalți, să încercăm să corijăm și la noi înșine diverse defecte, într-o mai mică sau mai mare măsură. Și iată că am putea astfel să evoluăm. Dacă tot vorbim de evoluție, haideți să o punem în valoare pe propria persoană. Să înțelegem, să conștientizăm și apoi să fim un pic mai buni în secunda următoare decât am fost în cea precedentă. În ziua următoare decât suntem azi și așa mai departe. Și decât am fost ieri, azi mai bun decât am fost ieri. Cu speranța că nu v-am plictisit foarte mult și mai ales cu îndemnul de a cultiva dumneavoastră înșivă aceste idei în cercurile în care trăiți, în grupurile pe care le aveți în jur, și foarte important să citiți despre aceste aspecte. Eu însă am realizat mai multe chiar despre ideea de compasiune, consultând diverse articole sau lucrări. Și este un pas înainte, consider. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți acest lucru. Repet, așadar, cu dorința și cu speranța că nu v-am plictisit și că dumneavoastră veți duce mai departe acest mesaj, chiar prin propriul comportament, închei reamintindu-vă că a fi bun nu te costă nimic. Vă mulțumesc!